Promițător în Liga a treia pentru nou promovata Viitorul Șimian. În runda inaugurală, mehedințenii au întâlnit CSM Jiul Petroșan pe stadionul municipal. După o primă repriză controlată de oaspeți, în care au și marcat în minutul 42, jucătorii pregătiți de Relu Țurai au avut o atitudine diferită imediat după pauză. Primul care a dat semnalul revenirii a fost Andrei Sărăcin, care a egalat în minutul 75. Mehedințenii au preluat conducerea peste 3 minute, după ce camerunezul Pasi Niobgang a profitat de o greșeală imensă a portarului Farkash. Mehedințenii puteau închide jocul dacă fructificau două mari șanse de gol, dar dacă ei au ratat, oaspeții le-au stricat bucuria în prelungiri la o fază fixă în care au izbutit o egalare târzie. Pierderea printre degete a celor trei puncte a adus puțină dezamăgire în tabăra gazdă, tracul debutului simțindu-se la mai mulți jucători. Un joc mai modest în prima repriză, în care am fost un pic crispați, nu știu de ce, probabil și primul meci pe municipalul Severinar, băieții au reacționat mai greu, dar la pauză au dat de dovadă de mobilizare și s-a văzut a doua repriză, unde a fost un joc mai elaborat. Asta este fotbalul, mergem înainte, capul sus. Suntem bucuroși că am făcut o repriză bună și dacă o menținem așa, următoarele jocuri, sunt convins că vor apărea și victoriile. Un prim meci de Liga 3, eu zic cu o calitate destul de bună, o primă repriză mai mult a lor și apoi pe repriza a doua cred că ne-a aparținut în totalitate. Eu zic că meritam victoria, dar până la urmă cred că totuși, dacă ne-au egalat, e un rezultat echitabil. Unde crezi că s-a pierdut victoria? Pentru că ați avut la un moment dat și 2-1, ați avut și inițiativă, ocazie. Nu știu dacă s-a pierdut victoria. Puteam să facem 3-1, am avut două contraatacuri foarte bune. Până la urmă, este fotbalul. Dacă nu punctezi când ai ocazia, adversarul te pedepsește. Antrenorul Jiului consideră că rezultatul de egalitate a fost echitabil. Se poate spune, de la agonie la extaz, am pierdut două puncte, dar în același timp am câștigat un punct în minutele de prelungire. Se întâmplă în fotbal, greșește portarul, dar la scorul de 2-1 pentru gazde a scos o minge aceea de lângă bară și nu mai avea valoare golul 2 al nostru. Eu zic că este un scor echitabil, felicit echipa gazdă și îi durez mult succes mai departe. Etapa viitoare, Viitorul Șimian va juca la CSM Reșița. Cele două s-au întâlnit și în perioada de pregătire, formația din Banatul Montan impunându-se cu 5-1. Două severinence deschid balul în noua ediție a Ligii Naționale de Handbal. Dunărea Brăila și HC Zalău se duelează marți de la ora 16 pe terenul brăilencelor. Liderul echipei din Brăila este experimentată Aneta Pârvuț Udriș Toiu, în vreme ce la Zalău evoluează tânăra Andreea Mihart. Se anunță un joc foarte interesant între două echipe de prima parte a clasamentului. De altfel, în weekend, HC Zalău a reușit un rezultat notabil în Cupa României după ce a învins în finala mică pe Rapid București și a obținut medalia de bronz. Un rezultat care ajută tânăra echipa Zalăului la moral, tocmai înainte de startul campionatului. De partea cealaltă, Dunărea Brăila atacă podiumul după ce și-a format un lot predominant cu jucătoare din Brazilia. Celelalte jocuri din Liga Națională Feminină sunt programate la final de săptămână.